Mai multe străzi din cartierul Aradul Nou au intrat în reabilitare. Este vorba în special de suprafața carosabilă ajunsă aproape în stare de a fi impracticabilă. Deja pe numeroase porțiuni a apărut noul covor asfaltic, iar străzile încep să se ridice la nivelul gospodăriilor cochete și îngrijite ale cetățenilor care locuiesc în zonă. Suntem în acest moment pe strada Câmpia Turzii. S-a turnat primul strat de asfalt, așa cum ați văzut, se lucrează la ridicarea capacelor pentru a urma al doilea strat, stratul de uzură. În dreapta se lucrează la infrastructura pe strada Luminii și în curând ajungem pe strada Coloniștilor, unde astăzi începe procedura de asfalt pentru primul strat. Astfel încât noi, din partea municipalității, sperăm ca până în primăvară să finalizăm aceste lucrări, rămânând ca strada Constituției, cea mai mare stradă din Arad, cea care aparține de Guvernul României cu încă 26 de străzi, să primească finanțare și să sperăm ca după 2 ani de blocaj, anul viitor să înceapă și modernizarea acestei străzi. Nu sunt singurele lucrări din cartierul Aradul Nou. În zona Gării se desfășoară o nouă etapă a proiectului regenerării urbane din cartiere. Pe moment există un disconfort din cauza lucrărilor, dar la final locatarii din acele blocuri vor avea parte de un mediu mai prietenos. Proiectul de regenerare urbană prevede aici, în zona blocurilor de lângă gara Aradul Nou, amenajarea de trotuare de spații verzi și, spre bucuria șoferilor, vor fi amenajate și aproximativ 100 de locuri de parcare. Am trecut cu bine perioada în care s-au demolat garajele. Le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și vă garantez că vor avea fiecare câte un loc de parcare bine amenajat, iluminat, păzit, astfel încât siguranța mașinilor și a zonei să fie într-o bună ordine. Lucrările, atât cele de asfaltare, cât și amenajările dintre blocuri, vor fi încheiate în această toamnă.